Bună ziua, suntem în direct la școala de make-up Melchior și normal trebuia să fie Teo astăzi alături de noi, dar el este bolnav, ca și mine de altfel, da? Cine nu-i bolnav? Ești bolnavă? Am fost. Ai fost, nu? Cred că curând așa, asta e. Și atunci o avem alături de noi pe Delia Bună, bine v-am regăsit! și pe Andreea. Hello! Ce prezentăm azi? Prezentăm noutăți. Am intrat în primăvara aceasta așa cu forță, chiar dacă suntem răciți, nu contează. Delia, te las pe tine să le prezinți. Da, avem multe noutăți, chiar îmi face plăcere să le prezint. Avem mascara, avem trei creioane în nuanțe noi și avem două batoane pentru contouring. Haideți să vi le arăt așa pe rând, încet cu încet. Deci avem trei nuanțe noi de creion contour Colcajal, rezistent 24 de ore. Ia asta îmi place, că știi, îmi lăcrimează ochii, am o problemă la ochiul stâng, cred. Și atunci stau liniștită, Da, știi? pentru că este foarte bun Nu pe mai partea curge umedă. creionul, exact. Este foarte rezistent. Vă arăt această nuanță de verde, nu știu dacă se vede, o Se nuanță vede foarte bine. superb, superbă. Da. Așa. Pare și moale. Da, are o mină foarte moale, o textură de gel, este rezistent. Acesta este un mov prun. Foarte frumos. și nuanța de Cachi. un khaki bronz. Aceasta este nuanța bronz. Se văd? Cred că la o brunetă cum e Andreea, ar Da, poate păi i-am trei eu. pregătit, da, i-am pregătit. Ce coincidență. Da. Mai avem două batoane contur pentru contouring în două nuanțe, nuanța chocolate. Să vă arăt, este un baton cu capăt dublu, cu o nuanță deschisă și una mai închisă la celălalt capăt. Deci acesta este batonul chocolate. Mi se pare foarte ușor de Da. utilizat, nu? Chipești un make-up Imediat o să vă artist și sau arăt. e... Și acesta este batonul coffee. E mai cu închis alte, acolo, așa da, face. exact, batonul are alte nuanțe. Are o textură cremoasă, se aplică foarte ușor și este ideal pentru iluminare și conturarea feței. Și mult așteptatul mascara Kiss My Eyes. Da, denumirea aceasta e wow, Da, e așa, știi? foarte. Da. Are o pensulă inovatoare. Uitați, dacă poți să vii mai Cred că aproape. dacă pui pe mâna ta Da, așa. să se vadă mai bine. Cu perii ca niște microharpoane care separă foarte bine geană. Și este pentru volum extrem și alungirea perfectă a genelor. Deci, noutăți Avem tot foarte ce bune. trebuie. Și Facem o da, demonstrație. facem demonstrația, da, să începem cu batoanele. Ne spui ce ai făcut înainte? Da, am pregătit fața, am aplicat fundul de ten și nu am aplicat pudra înainte de a aplica batonul. Corecturile se fac înainte de fixarea cu pudră. Și am ales pentru Andreea batonul Coffee. Andreea, tu știi să-ți faci contouring? Nu, dar o să învăț acum. Așa. Nuanța deschisă. Folosim pentru a ilumina. Zona de sub ochi. Asta e modul de aplicare indiferent de forma feței? Da. Deasupra buzelor, la bărbie. Și acum cu nuanța Aici stai să închisă, vezi. Da. da, cu nuanța închisă, conturăm pomeții. Bine, nu este chiar se face în funcție de fiecare față. Aha. Reformule, Ok. da. De forma fiecarei fețe. La Andreea cred că nu e o problemă, Da, că nu e, ea jare. are o față, fața ideală este cea ovală, așa am învățat la Da. școală, da? Avem și școală și vă așteptăm și pe voi cu drag, școala de make-up Melchior. Dacă avem maxilare proeminente, normal că nu o să le evidențiem. Și atunci spun că dai cu partea mai închisă în Da. momentul ăla.
zonele pe care dorim să le conturăm, folosim nuanța închisă și cele pe care dorim să le iluminăm, folosim nuanța deschisă. Deci am făcut un desen de indian. Sunt pe dansul ploii. Așa, dansul ploii. Să n-aduci ploaia, tu stai cu minte că mi-am scăpat. De asta și răcim, de la minus 20 la plus 20. După care, folosind o pensulă de pudră, estompăm culoarea. Astfel încât să nu fie niște marcaje inestetice. Să nu mai arăt ca indianul picioriu. Da, exact. Cu pensulă. Vreau să merg la o petrecere și avea cineva conturi foarte, nu știu, se vedea așa ca și intens. Anunțant, intens, da, cred că trebuie să fim foarte atenți și la lumină și nu dădea bine deloc, asta e. Se stompează foarte, foarte bine și facem acest lucru cu o pensulă curată. Din păr natural. Da, bineînțeles. Andreea învață, ieșea la școală și știe că la produsele acestea, texturile cremoase, cremoase da. Se folosesc ce pudrată se folosește pe natural? Rețin bine? Da. Da. Întoarce puțin un picuț capul, așa, să se vadă. Dăm și un aspect de ten bronzat. Oricum tu ești măslinia așa la față. Da, e mică. Mi-a mai rămas spaniolică. În bronzul de anul trecut. Conturăm. Poate poți să întorci un picuț ca să văd pe partea aceasta. Okay. Da, este bine. Mai este la modă conturingul de? Da, întotdeauna, da. Întotdeauna. Și iluminarea, și iluminarea, da. Atâta timp cât poți să îndrepți ceva ce nu-ți place. Să corectezi. Da. Să evidențiezi. Să evidențiezi, da. Să subliniezi trăsăturile. Și acum, da, prinde. Și acum este un pom. Iluminatorul. Și folosești altă pensulă? Altă pensulă curată. Da, pe să nu o să iei. Scuze că ți-am... Ce problem? Așa. Da, îmi place cum se estompează. Foarte, foarte repede. Da, și nu pare încărcat, știi? Nu e încărcat, are textură cremoasă, fluidă. Se simte foarte ok și pe față. Și putem să ne alegem nuanțele în funcție de ten, normal. Deja se observă diferența. Se observă. Eu tot mă mișc, da, deci se observă. Da, nice. Acum am terminat cu conturarea cremoasă și fixăm cu pudră compactă în aceleași nuanțe. Deci o nuanță mai deschisă. Batonul deschis, acum și pudra mai deschisă. O nuanță mai pentru a fixa. Iulia, bună, nu e o paletă, este un baton. O să ți-l arătăm, este ceva nou și foarte practic. Delia a folosit culoarea mai închisă, ai zis, nu? Da, am folosit nuanța coffee. Coffee. Pentru
O să lăsăm la finalul live-ului referințele. În descriere referințele. Și acum cu o nuanță mai închisă, conturul pomeții. Și e gata bronzată, nu mai trebuie să bronzeze. Foarte frumos a ieșit. Și nu durează nici mult. Trebuie să ai răbdare să blenduiești, nu? Da, trebuie stompată foarte bine culoarea, astfel că încât să nu apară dârele acelea inestetice. Da, și uite, la noi chiar a ieșit frumos. Foarte frumos. E și produsul bun și mâna Delie e bună. Da. Andreea, nu se mai vede. Ziceai tu că ești obosită, dar nu se vede absolut nimic. Gata. Ești fresh. Like you. Și să adăugăm și un pic de strălucire, că nu se poate fără. Un pic de iluminator. Aplicăm doar puțin, așa... da, o nuanță ca de bronz, exact. Aplicăm doar în cantitate mică, cât să nu arătăm ca un glob. A trecut sezonul. Exact, a trecut. Trebuie să strălucim, dar nu chiar atât de intens, doar așa un strop. Și să vă arăt acum... Ce alegi? Aleg două nuanțe. Deci, bronz pentru colțul interior al ochiului, după care voi finaliza în nuanța aceasta de verde. Să deschizi. Poți să și plângi, că nu curge. Îl lăcrimează oricum ochiul drept. Da, e dificil. Rezistent. Are o mină foarte... foarte cremoasă. Mi-e place foarte mult textura asta de gel și chiar îl utilizez. Am văzut că se poartă acum la creioane. Două culori, sus o două culoare. Exact. Mie îmi place cum se vede. Îmi place ideea. Să te joci cu culorile. Te uiți un pic în sus, te rog. Nu știu dacă se vede atât de bine pe cameră după culoarea. Ce termin, mă duc eu mai aproape. Da. Așa. Îmi place că alunecă foarte ușor. Da, alunecă ușor și nu are mina foarte moale. Asta pot să confirm și eu. Ia. Da, simți că nu e ceva agresiv pe... Absolut deloc. Și rezistă foarte bine și pe partea umedă și pe și folosit ca eyeliner. Să poți să folosești și pe partea superioară? Da, da. Și pe partea superioară acolo pe ei. Mai intensificăm culoarea. Uite, așa îi crea și luminositate în colțul intern al ochiului. Bună, Elena! Ne pare bine că ești în live-ul nostru. Și după aceea putem să estompăm... Se estompează foarte ușor, am uitat să vă zic. Estompăm ușor cu pensula pentru a difuza culoarea. Pe partea umedă îmi place să vin cu un creion de culoare închisă, ca să intensific, da, cu negru. Dar acum...
O las așa mai soft. Și ochii negri și... Da, 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 ar fi, dar îmi place să folosesc pe cel negru pe partea umedă. Îți mulțumim, Elena. Și uite, Elena ne urmărește mereu cu drag. Deci chiar dacă suntem răciți, bolnavi, nu vă deranjează. Contează, nu contează, nu contează. Noi suntem aici pe baricade. Mă uitat în fără? Nu, la mijloc, privirea la mijloc. Și datorită periei foarte mici, putem să pătrundem la rădăcina genelor. Foarte. Și să le... periem, le separăm. Conține ceară de carnauba. Și are o textură cremoasă. Este foarte cremos. Ceara aceasta la ce ajută? La separare? La separare, la volum, conferă volum. Deja zici că ai gene false. Uite, în sus. Da. Vedem. Putem să aplicăm mai multe straturi în funcție de efectul dorit. Să lași un pic să se usuce, să nu ridici privirea. Okay. Da, da, da. Elena, cu ocazia aceasta l-ai și văzut. Pătrunde chiar la rădăcină. Deci după prima aplicare și deja se vede se foarte bine. Se văd genele foarte bine. Uh-huh. Este ideal pentru genele scurte, persoanele care au gene scurte. Suntem gata. Cremează puțin ochiul. Acestea sunt. Deci avem creionul, avem mascara, care deja e pus la sprâncene. Și cele două batoane. Și cele două batoane. Sperăm că vă plac produsele noi, sperăm că le achiziționați, le găsiți pe online și magazinele Melchior. Și să vă ajute să fiți mai frumoase. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Denia, îți mulțumesc că ai fost alături și că l-ai ajutat și pe Teo. Da. Da. Vă pupăm! Vă pupăm! Andreea, îți mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! O zi frumoasă! Vă pupăm! Pa, pa! Vă pupăm!